lansarea programului Startup Nation și odată cu faptul că guvernul și-a asumat, da, lansarea programului Startup Nation, care urmează să financeze peste 10.000 de societăți anual cu un grant maxim de până la 200.000 de lei și este cea mai simplificată procedură. Sunt bani. Legal sunt bani. Da, bineînțeles. Ceea ce vreau să vă spun este un lucru foarte, foarte important. Ritmul de creștere a înființării de noi societăți comerciale în România, odată cu lansarea programului Startup Nation, care a fost anunțat acum 2 luni, a dus la o schimbare și a dus la o dinamică în favoarea înființărilor de noi aceste societăți firme comerciale. Acum există. S-au înființat, sigur că programul a fost atractiv. Vreau să vă dau doar 2 cifre. Comparație între luna mai a anului 2016, când s-au înființat 8.900 de firme, în comparație cu luna mai a acestui an, când s-au înființat 17.000. Important e ca ele să rămână pe piață. Normal, cifrele... deci, din nou, noi în clipa aceasta am implementat deja câteva măsuri pentru mediul de afaceri foarte importante, a spune. Chiar am foarte primit importante. Foarte multe întrebări. Lumea a văzut că o să vii astăzi la Income și deja s-au familiarizat cu aplicația. Unii dintre ei au testat în săptămâna trecută să vadă cum funcționează. Toți sau cei mai, nu toți, dar cei mai mulți au pus următoarea întrebare, punctual, și o dau mai departe. Ce se întâmplă din momentul în care mi-am depus și planul de afaceri, am trecut și de totul e ok, sunt acceptat. Cum o să se întâmple cu banii și cât durează până voi primi acești bani? Ok. Inițial erau 2 variante. Să vină cu cerere de rambursare, să efectueze o cheltuială din fonduri proprii, să vină cu nu cererea au de rambursare. Aceste fonduri proprii, nu să au. Ne referim la cel am mers caz. Mai departe și am venit și cu varianta mecanismului cererii de plată, prin care ei se duc la un furnizor, vor să cumpere un telefon, primesc telefonul cu termen de plată de 45 de zile și între timp echipa noastră sau partenerul de implementare venea certifica și dădeau banii. Se garantează aceste 45 de zile? Se putea face zile? Acest lucru și funcționează acest mecanism foarte bine cu alte proiecte europene. Dar am înțeles că se dorește mai mult de atât. Și vreau să vă spun că întreaga echipă din minister lucrează intens în acest moment să finalizeze o înțelegere cu un partener de implementare care va fi o instituție bancară, care în clipa în care cei care sunt acceptați în programul Startup Nation primesc cu acordul de credit? Finanțare, primesc automat credit și noi vom implica inclusiv Fondul Național de Garantare pentru IMM-uri într-o înțelegere tripartit, da? Iar am anunțat deja de săptămâna trecută că dobânda va fi de 5% la credit și am anunțat și comisioanele care vor fi plătite pentru Fondul Național de Garantare, fiind sume eligibile. Le-am introdus ca sume eligibile, deci acești bani nu vor fi plătiți din banii celor care vor beneficia de proiect, ci vor fi introduse ca și cheltuieli eligibile. Și mai vreau să spun ceva pe care l-am anunțat și e foarte important. Oamenii nu vor trebui să pună niciun fel de garanție personală pentru a primi acest credit punte pentru perioada de implementare. Tocmai din acest motiv am introdus și vom încerca să avem o înțelegere tripartit între partenerul de implementare, fondul de garantare și toți cei care vor fi acceptați să aibă aceleași condiții bune și să aibă maximum o săptămână până vor ultima avea întrebare bani foarte scurtă. Cât va dura? Ok, iese și treaba cu banca, avem un credit punte. Cât timp va dura? Era o altă întrebare care s-a repetat. Până în momentul în care banii de la stat vor veni și vor stinge datoria către bancă. Deci, în conformitate... Un interval. Deci noi în un acest interval moment, scurt, ultimele 5 secunde. Maxim 30 de zile... Asta ar trebui să asta fie. E o veste asta cu adevărat ar trebui bună. Să fie termenul. În clipa în care la rectificare vom ști câte planuri vom finanța, atunci lucrurile vor fi mult mai simple.